Am plecat pe jos la un magazin care am vreo 40 de metri, 40 de minute de mers pe jos și m-am oprit, cred că nu o să ajung astăzi la magazinul ăla. Ia uitați ce frumos! Nu știu ce paradă e asta, dar ia uitați ce frumos! O fi o sărbătoare ceva. Vin și cu muzică. Oricum, mie ce mi-a tras atenția a fost caleașca. Foarte, foarte frumoasă. Bate soarele așa de tare, arde deja și abia 10. Eu la ora asta trebuia să fiu deja în centru comercial. E un outlet și au și magazin de Lefties. Lefties e din grupul Inditex, cu Zara, Stradivari și toate astea, dar au, în Lefties au haine de copii. Bine, de fapt am și un haul cu haine pentru Eduard din Lefties. Și pe acolo vreau să merg să-i caut o cămașă lui Eduard. Dacă nu-i găsesc acolo, poate merg în Benetton și o să iau un polo. Sunt foarte reținută, nu vreau să iau un polo pentru că o să stea în dulap, nu o să vreau să mai îmbrace cu el. Nu vreau să-i stric ziua de mâine și să meargă îmbrăcat cu ceva ce îi impun eu. Nu vreau să-i impun pentru că e ziua lui, e festivitatea lui, el termină școala primară, el merge la liceu, el are petrecerea cu prietenii, cu profesorii, cu toată lumea acolo la școală. O să fie o petrecere de pe la vreo 6 până pe la vreo 8 seara și oricât de mult aș vrea să meargă puțin aranjat, mai festiv îmbrăcat, vreau să fie și el comod. Bine, nici nu o să cedez să meargă îmbrăcat cu hainele care a fost la școală tot anul școlar, cum vrea el, dar nu vreau să-i impun ceva doar de dragul la o poză. Și vreau să văd ce găsesc așa intermediu, să-i placă și lui. De fapt, merg pe jos, 3 km jumătate de la noi de acasă până la acest centru comercial, acest outlet, pentru ca să merg, să ies la plimbare, să fac mișcare și vreau să le iau astăzi, să le încerce și dacă ceva nu e bun, nu e ok, mâine mergem în Primark. Mâine e Paul liber și putem merge în Primark, ăla e puțin mai departe, cred că vreo 15 km și trebuie mers pe șosea și nu se poate merge pe jos. În transport public e multă bătaie de cap și asta vreau să zic. Pe aici merg pe jos, e foarte, foarte frumos. Deci abia așteptam să am și un moment să fac plimbarea asta pe jos. Nu vin de multe ori pe aici, pe jos, din cauza timpului. Pentru că nu poți băga multe în 24 de ore. Să dormi 8 ore, să lucrezi 8 ore, să strângi în casă, să duci copii la școală, să iei, bine, în cazul meu doar să iau, să faci mâncare, să strângi, să faci cumpărături, să speli, să calci, să pui la locul lor, să stai pe jos, să te joci cu copiii, să vorbești cu ei, să stai cu ei în parc, să socializezi, să mai faci ceva și pentru tine și toate alea. Nu poți băga multe în 24 de ore, nu? Și atunci nu poți veni prea des, deși mie mi-ar place foarte, foarte mult. Ce-mi doresc acum? Să prind un loc unde să iau un mic dejun spaniol, adică pâine prăjită, cu roșii proaspete, roșii tocate așa, triturate, ulei de măsline și sare și poate un suc de portocale proaspăt, nu de la de sticlă, bineînțeles. Cafea nu o să-mi iau, deși miroase foarte, foarte bine cafeaua. Nu o să-mi iau pentru că de câteva săptămâni nu mai beau cafea și am câteva zile că n-am mai băut nici matcha. Ieri am avut o zi atât de plină, de încărcată, că n-am mai băut nici ceai verde.
îmi făceam ceai verde cu ghimbir și cu matcha la pliculeț. Nu e același lucru cu matcha originală, praf, dar tot e ceva, tot e ceai verde, nu? Și astăzi, dacă ajung aici la timp și mă așez să-mi iau un mic dejun, vreau acest mic dejun, pentru că micul dejun spaniol e bestial. Bine, mai au și omleta aia de cartofi, făcută la bar. Se numește, adică o bucată, un triunghi, un pincio de tortilla. Dacă o să-mi aduc aminte când editez, poate las o poză pe ecran. Depinde de zi, e demențială, parcă n-ai mai mâncat niciodată ceva așa de bun. Depinde de zi, de ce chef ai să mănânci ceva, de poftă și de tot. Ce frumos pe aici, parcă aș fi în satul meu, parcă aș fi la țară. Foarte, foarte frumos. Pe drumul ăsta merg. Și bine, acum o să întârzi puțin mai mult, pentru că dacă am pus să și filmez, întârzi puțin mai mult. Eu continui cu cartea Promisiunea. Am ales-o de pe Voxa. Într-o zi, când am avut puțin mai mult timp, mi-am adăugat câteva cărți în bibliotecă, pentru că la lucru termin o carte și încep alta. Și sunt curioasă și de cartea asta, cum o să fie. Deocamdată am mai bine de 4 ore ascultate și nu e prea specială cartea, dar nici nu vreau să o las, pentru că am terminat ieri cartea Pe țărm și e de la autorul cărții Vieți în derivă. Și am ascultat-o. Sincer să fiu, mi-a părut rău că am început cartea aia, pentru că mi s-a părut că pe Voxa i-au făcut multă publicitate, mai ales pe Instagram. I-au făcut multă publicitate și de aia m-a adăugat în bibliotecă și m-am pus să o ascult. Dar apoi mi-a plăcut. Deci mai pe, nu știu, mai pe la 70%, cam așa, mi-a plăcut. Totuși, cred că o carte trebuie să ne placă în întregime. Nu doar 30% și să stai 70% din carte și să... Hai, vine partea interesantă, hai, ce vrea să zică. Tot am avut impresia că era același lucru din alte cărți, nu știu de ce. Ori că nu mă atrag prea mult pe mine cărțile de genul, nu știu. Oricum, acum să vedem Promisiunea. Cartea care o ascult acum, să vedem cum e până la urmă. Cărții Pe țărm, cred că i-am dat 2 stele pe Goodreads. Care, apropo, dacă aveți cont de Goodreads, adăugați-mă și acolo, urmăriți-mă și acolo pe Goodreads, pentru că așa mai culeg și eu titluri de cărți de la lumea care ne urmărim reciproc pe acolo, pe acea aplicație, pe Goodreads. Și nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, Familia Copiilor. Acolo chiar că public toate cărțile pe care le ascult, mai ales în stories. Cămașa asta și e comodă, pare așa de in, muselină, nici nu știu ce e. Bine, asta e de 14 ani, dar vreau să vă prețul. Arată foarte bine. 13 euro, wow! Și e și o cămașă comodă, dar ar veni copilul și aranjat. Vă să văd și asta. Și asta îmi place foarte mult, îmi place foarte mult gulerul ăsta, dar e cu mânecă lungă.
16 euro. Foarte bine de preț în CEA. Foarte, foarte bine de preț. A, pe mine m-a atras. Chestia asta m-a atras. Vine cu tricou. Ce de muselină. M-a atras foarte mult. Nu e neapărat o culoare care o cumpăr eu copiilor, dar mi se pare o culoare foarte, foarte faină pentru un pantalon scurt cu blugi albi, pantalon scurt, blugi albi, că nu mai știu nici ce vorbesc. Să văd ce preț au astea. De fapt aici era prețul și au multe mărini. Dar nu știu de ce am pus-o înapoi fără să văd prețul. 18 euro și are tricou pe sub și cămașa așa pe deasupra. Se cum îmi place mie să poarte cămașa așa deschisă, cămașa cu mânecă scurtă deschisă și tricou așa pe, simplu pe desubt. Deși și asta îmi place mult. Dar asta mi se pare mai diferită. Mă îndoiesc că o să se mai îmbrace un alt copil la fel cu asta. Se pare diferită. Știu, îmi place mult. Ia să vă ștricou pe desubt cum e. Cam infantil, totuși l-are 12 ani. E cam infantil tricou pe desubt. Exagerez că el, dacă are 12 ani, nu poate să poarte ceva infantil, dar totuși e festivitatea lui. Să vedem și pe asta. E drăguță. 13 euro. E drăguță. Dar a adus-o cineva aici, cred, pentru că nu sunt decât două și micuțe. Asta mă atrage mult. Mă atrage mult pentru că pare foarte comodă. Nu știu ce material o fi. Bumbac. Bumbac. Și să fim serioși, pentru că cămașă așa și comodă de vară, poți să port toată vara și cu un tricou alb pe desubt așa deschis mai prin toamnă. Până toamna aici în Spania e diferită. Foarte faină. Să mă mai uit să văd. Aici în Veneto nu văd decât tricouri noastre simple și așa că ies și plec. Am dat diferența de preț într-un outlet de Veneto. 9 euro de la 14 euro. Mai e rău. Mai e mai departe. Aici am speranțe mari. Am leftis. De câțiva ani tot le cumpăr astea la copii pe alb. Și e posibil ca Edgar până la urmă să ia pe aceeași, să-i cumpăr aceeași cămașă. Deși e interesant și asta așa îndungi. Dar cred că o să iau pe alb. Nu știu. Asta îmi place mânecă, nu știu. Asta mi-e scurtă mânecă. Cred că se aranjează mai frumos. Asta. Totdeauna când am vrut să aranjez copiii puțin așa de duminică, de mers undeva, de un eveniment, cămășuțele astea deci din lefte și uitați ce preț. Cu astea și pantaloni scurți. Așa că să văd. Că și pe alb nu pot să iau pentru că deja are pantaloni scurți alb. Să văd altceva. Și uite și polo. Foarte interesantă și astea. Pare să iau un polo ăsta. Asta arată super bine, deși asta arată și mai bine. E așa un galben, nu se vede pe cameră, dar e așa un galben. Mai cu și asta, asta vine în pac de două. Asta, wow! Acum să-l sun pe Paul să vede ce hotărăște și el. Ori o cămașă din aia așa simplă, ori un polo din asta. Astea două îmi plac. Asta până la urmă e tot alb, așa că nu cred. Asta arată bine, dar Edgar nu se mai place cu el. Dar uitați ce prețuri. Foarte, foarte fain. Să-l sun pe Paul să văd să-ți dea și cu părerea cum mi se pare. Am mers 3 km jumate dus, 3 km jumate întors pe jos. Am cumpărat din Lefties, din Primor și de Lidl Discount, că nu trea și acolo.
Și n-am luat micul dejun pentru că m-a servit un român de iure. Nici cartea nu mi-a dat-o ca să văd prețurile. Am cerut suc natural de portocale, îmi dădea de cutie. Și când am văzut că nu văd nici prețurile, nu văd nici ce aș putea să iau, i-am spus nu, mulțumesc și am plecat. Am plecat și mă simt așa de bine că n-am stat într-un loc unde servesc ca lumea. Nu înțeleg, nu toți românii din străinătate servesc de aiurea, dar mi se întâmplă de multe ori. Când e româncă sau român, cei care te servesc la un local aici, la spaniol sau la ceva, parcă se incomodează, își dau seama că ești român și parcă se incomodează și te servesc mai aiurea. Nu știu, nu înțeleg de ce, noi suntem toți la fel. Nu știu, eu aș fi plătit la fel, am cerut la fel, nu știu dacă ar fi fost sud-american, nu știu dacă ar fi fost polonez, spaniol, ce aș fi fost, aș fi servit, aș fi cerut și aș fi plătit la fel. Am pierdut ticketul din primor, dar am luat niște fiole cu acid hialuronic, 2,99, vin 7 fiole de 2 ml fiecare. Și ne-am luat două, ne-am luat un rimel, cred că a fost 3,49, rezistent la apă. Ascuțitare pentru creion de buze și de ochi, pentru că am luat de la copii ascuțitoare și mereu le pierd. Și sper că pe aceasta să nu mai pierd. Mi-am luat un ruj, culoarea aceasta. Ci că e mat hidratant. Și cred că a fost 2,49 sau 3 euro, n-a fost mai mult, pentru că am pierdut tichetul. Apoi mi-am dat o cremă de noapte cu retinol, 2,99, de micuță, are 40 de mililitri. Și de la Revuel mi-am luat acest contorn de cremă de ochi. Îmi place foarte mult să folosesc, mi-am mai cumpărat-o și altă dată și a fost foarte, foarte efectivă, mi-a plăcut. Cât are? Are 35 de mililitri și a fost 1,99. Astea sunt prețurile din primor. Din Factory i-am luat lui Hugo ciorapi de iarnă. Chiar dacă vine vara, eu îl pregătesc deja pentru următorul sezon, pentru că i-am luat la 1,99 7 perechi de bumbac, 7 perechi la 1,99 €. Dați mărimea 27-30, deci următoarea mărime. Și am luat două seturi. Mi-am luat mie, cum s-o numi ăștia, pentru bailarine, pentru vară, pentru pantofi. Cred că au fost, da, 1,99. I-am luat lui Paul acest pantalon alb. Alb, un crem așa murdar, nu știu cum să zic. Un crem foarte deschis, de fapt. Un alb murdar, un crem deschis. În amorimea 40 a fost 2,99 € în Lidl. Și să-i probeze când vine, dacă îi vrea, subțiri pentru purtat așa cu tenis sau sandale, dacă o fi să poarte sandale în vara asta, nu știu, e foarte cald aici. Și apoi mi-am luat acest mono, o salopetă, la 4,99 €, e un kaki, vine 3 sferturi, nu știu, să o probez, așa cu nasturi de lemn. E mărimea S, dar S-ul din Lidl e 38-40, deci S-S-M-S. În Franța e un M și aici în Spania e un S. Europa ar fi un S, 36-38, nu e 36, e 38-40. Haideți să o lăsăm în 38-40 mărimea. Ar trebui să-mi vină, deci cam așa e. E un bumbac, in, nu știu ce combinație e asta, dar sper să-mi vină. Mai era și înflorat, l-am preferat simplu decât cu imprimeu de flori și așa 3 sferturi și larg jos. Astea le-am luat din Lidl Discount și apoi din Lefties i-am cumpărat lui Hugo pantaloni scurți albi. El am rămas 5-6 ani, deși el a făcut 4 ani, vreau să-i vină mai lărguți și nu vreau să-i vină strânși. Au fost 8 euro perechea,
Lui David, deși are 8 ani, dar e puțin mai grăsuț, i-am luat mărimea 9-10. Bine, nici nu este mărimea 8-9 ani în leftis. Îmi placă să mai lărgut și cu elastic sus. Și apoi, până la urmă, lui Eduard, i-am luat cămașă așa pentru festivitatea de mâine. Să încerce să probeze, să vedem, are pantaloni scurți de blugi albi și să vedem. Dar i-am luat lui Eduard și i-am luat toți 3, 5-6 lui Hugo, avea și 20% reducere. A costat 10 euro una, minus 20% reducere. Tichetul e pe aici, că nu l-am pierdut. Și 11-12 ani a luat-o lui David, pentru că nu era 90 ani, să văd cum îi vine. Dacă nu le dau înapoi, lui Eder era 13-14 ani, că vreau să cadă pe el așa să vină lărguță. Cum am zis, 10 euro și cu 26 reducere. Are pantaloni albi. Și am luat tenis și aceștia, mărimea 38, la 10 euro. L-am luat la toți 3 tenis galbeni. Trebuie să-i probeze, să vedem dacă trebuie să-i dau înapoi, trebuie să schimbă ceva. La cei doi mai mici le-am luat cu Sky și lui Eduard cu Shred. Și, deși prima dată i-am luat acest polo lui Eduard pentru luni la școală, după aia am văzut cămașa și îmi place mult mai mult, dar nici la polo n-am vrut să renunț pentru că le țin acolo să aibă niște tricouri mai aranjate în vara asta. A fost 5,99 €. Și am ales și la ceilalți doi, lui David și lui Hugo. Deci lui Eduard pe culoarea asta, lui David pe culoarea aceasta, a fost 7,99 €, e puțin mai scump, și a lui Hugo 7,99 €, deci a lui Eduard a fost cel mai ieftin, așa pe imprimeu acesta. Deci sunt la fel, dar diferite imprimeu și îmi place tare mult ideea. Și toate astea merg cu tenis și galbeni, pantaloni albi, pantaloni scurți de blugi, chiar și de training, deci merg. Plus că tenisii ei nu stau foarte mult cu tenis încălțați și o să stea poate vreo 2-3 ore cât mergem duminica la biserică și dacă ieșim vreo undeva. În rest, cu Adidas și de rupt în parc și de jucat fotbal cu ei, o să stea, ei sunt mai comozi. Tenis și o să stea foarte puțin, dar mi-a plăcut așa pe galben și cu asortările astea. Și ăla în lefty s-a mai avut de pe Cardo, care am cumpărat lui Eduard odată haine. Mai avut pe acel card de vreo 21 € și am mai plătit 67,18 €, deși totalul a fost de 88,30 € pe lucrurile astea din Lefties. A fost 88,30 € pentru că 10 euro, 3 perechi, 3 cămași, deci toate aduse, adunate, e foarte mult. Și asta ce am cumpărat astăzi. Gabi, tu rojo! Gabi, el e rojo! Mai o pălărie să punem aici jos pentru monez. Am fost plecați cu toții, că mai avut de făcut niște cumpărături și de schimbat niște lucruri ce am cumpărat ieri din Lefties. Schimba cămașa mărimea lui David, i-am luat mărimea mai mică, le-am schimbat tenis și galben, că le trebuia la fiecare câte o mărime mai mică. Și acum când am parcat acasă... Hai Eduard, haide! Am văzut că aici în parc la noi este piață de vechituri, de lucruri de mână a doua sau a cincea mână, nu știu. Așa că să fac turul pieței aici la noi în parc. Eduard?